Bună, copii! Vă spun un bun venit la colțul cu povești! Patru inele mici, partea a doua. În orașul în care locuia Gedeon din India, misionarii creștini indieni aveau o serie de întâlniri, iar Gedeon se bucura de acele programe pentru copii. Micuța Amy și mama ei participau la organizarea acestor întâlniri. Părinții micuței Amy îl cunoșteau deja pe Gedeon și într-o dimineață, în timp ce mergea la o întâlnire, tati s-a întâlnit cu Gedeon. S-a bucurat să se vadă și au vorbit câteva minute. Apoi, tati a observat cei patru cercei în urechile lui Gedeon. Nu ai devenit creștin acum, Gedeon? Întrebă tati binevoitor. Oh, ba da, Sahib, răspunse Gedeon cu un zâmbet larg. Tati era puțin nedumerit. Atunci, ce e cu astea? Întrebă el în timp ce atinsese inelele din urechile lui Gedeon. Gedeon își lăsă capul în jos. Tati l-a bătut prietenește pe umeri și s-a grăbit să ajungă la întâlnirea lui, dar Gedeon s-a întors încet și a mers mai departe singur. Micuța Amy și mama ei erau în camera lor pregătind lucruri drăguțe pentru întâlnirile cu copiii când au auzit o bătaie în ușă. Amy a alergat să deschidă. Când a văzut ce era în fața ușii, a strigat: "Vină repede, mami!" Era Gedeon cu un zâmbet mare pe față. De fiecare ureche îi atârna pielea sfâșiată în două locuri, iar sângele îi se scurgea pe umeri. "Gedeon, ce s-a întâmplat?" întrebă mami în timp ce îl aducea în cameră. "Gata, nu mai sunt Mem Shahib, nu mai sunt," îi spuse Gedeon. "Ce să nu mai fie? Ce s-a întâmplat?" "Nu mai sunt cercei." Apoi Gedeon îi povesti cum nimeni nu voia să-i scoată inelele din urechi și cum se gândise că trebuie să le scoată, le-a scos el singur. Voia ca tot să știe că el era creștin acum. Lacrimile i-au umplut ochii lui mami în timp ce îi bandaja urechile lui Gedeon și îi spăla hainele. În tot acest timp, Gedeon continua să zâmbească și să spună cât de mult se bucura că în sfârșit nu mai avea cercei. "Ce ai făcut cu cercei?" întrebă mami. Gedeon i-a spus că îi aruncase pe câmpul unde și smulsese din urechi. "Gedeon, n-ar fi trebuit să ți smulgi singur din urechi. Nu e bine să ne rănim." "Da, Domnul se bucură că noi vrem să îi aparținem lui și vrem ca oamenii să vadă acest lucru. Dar îl doare și pe el când ne doare pe noi ceva. Te mai dor urechile?" Mami îi spuse apoi lui Gedeon că le va povesti copiilor din America cum un băiețel din India a vrut foarte, foarte tare să arate lumii că el îi aparținea lui Dumnezeu. Dintr-o dată, Gedeon și-a dat seama că și el putea fi misionar. "O să încerc să găsesc inelele pe care le-am avut în urechi," îi spuse lui mami. Și cu toate că a durat mult căutarea lor, sub un soare fierbinte, el le-a găsit pe toate patru. Când Amy și familia ei s-au întors în America, mami a povestit deseori istoria lui Gedeon și a celor patru inele de metal. De fiecare dată, ea îi atenționa pe copii să fie credincioși ca Gedeon, dar să nu își producă durere singuri, așa cum a făcut Gedeon. Micii cercei se află încă la familia lui Amy și încă spun povestea unui băiețel indian care l-a iubit pe Dumnezeu mai mult decât orice. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!